Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Gina Bradea. Bine ați venit în bucătăria mea! Vă invit astăzi să gătim împreună o rețetă clasică italiană. Paste sau spaghete carbonara. Este o rețetă veche, clasică, tradițională, una dintre mândriile gastronomiei italiene. Pastele carbonara se fac foarte simplu. Nu necesită foarte multe ingrediente, dar ca orice rețetă care se respectă, are totuși niște lucruri anume. Eu astăzi o să vă dau rețeta originală. Rețeta exactă, așa cum se face. Pentru că rețeta de paste carbonara se face nu cu smântână, nu cu afumătură. O să vă arăt și o să vă dau exact ingredientele folosite. Cantitățile variază de la o zonă la cealaltă. După ce am studiat foarte mult bucătăria din mai multe zone din Italia, pot să vă spun acum o rețetă foarte corectă. Ce avem nevoie pentru 3 porții de paste carbonara? Paste de orice fel. Eu am aici spaghete. Am 300 de grame de spaghete. Pentru o porție se folosesc între 80 și 150 de grame de spaghete sau paste, în funcție de cât mănâncă fiecare. Mai avem nevoie de 3 ouă. Deci, la 100 de grame de spaghete sau paste de orice fel, folosim un ou. Se pot folosi doar gălbenușuri sau ouă întregi. Am văzut cel mai adesea că se folosește oul întreg. Rețetele vechi prevăd că se folosește oul întreg și nu doar gălbenuș. Mai avem nevoie de 150 de grame de pecorino romano. Pecorino romano este o brânză de oi, pecora în limba italiană înseamnă oaie, este o brânză de oi foarte uscată. Se folosește pecorino romano în mod tradițional, nu parmezan. Nu este greșit nici dacă folosiți parmezan, dar țineți cont. Rețeta originală prevede folosirea de pecorino romano. Mai folosim sare și piper după gust. Iarăși, un alt aspect foarte important. Folosim guanciale, adică gușa de porc. La pastele carbonara nu se folosește afumătură, nu se folosește panceta afumată sau kaiser sau șuncă presată. Se folosește gușa de porc. Aceasta este gușa de porc, eu am cumpărat-o din magazin, mi-au tăiat-o felii. Este gușa de porc la sare. Ce bine miroase! Nu este afumată, este doar sărată și atât. Se pregătește așa cum o facem și noi în România, cu sare. Deci se pune la săramură și noi pregătim șunca și gușa de porc la fel în România. Cum facem mai departe? Tăiem fâșii fine. Tigaia încinsă fără ulei, punem pastele. Am văzut că în unele rețete se adaugă și puțin ulei de măsline. Eu prefer să nu pun ulei de măsline pentru că grăsimea pe care și-o lasă această gușă de porc este mai mult decât suficientă. Ce bine miroase! Miroase a jumătate! Deoparte și punem apa pentru paste la fiert. Pastele se fierb conform instrucțiunilor de pe ambalaj. Adăugăm o linguriță rasă de sare. În felul acesta pastele nu se vor lipi. Nu se pune ulei la paste la fiert, pentru că atunci nu se mai prinde sosul de ele. Pentru pastele din grânduri, pentru pastele bune, nu se folosește decât puțină sare la fiert. La ouă adăugăm un praf de sare, nu mai mult, din cauza că brânza este deja sărată, gușa de porc este sărată. Adăugăm și un praf de piper. Ideal este ca piperul să fie proaspăt măcinat, pentru că în felul acesta gustul va fi deosebit. Deci, piper
adăugăm cam un sfert de linguriță rasă ca să aibă gust. Este un mare secret la această rețetă să fie ușor picante, să se simtă aroma piperului proaspăt măcinat. Batem ușor. Și adăugăm și brânza. Dacă sunt ouă de țară, ce culoare frumoasă am! Lăsându-le cu sare câteva minute cât fierbe apa pentru paste, culoarea se intensifică și mai tare. Când fierbe apa, punem pastele. Se vor înmuia și le vom împinge în jos. Le lăsăm acum să fiarbă timp de 8 minute, așa cum scrie pe ambalaj la mine. Verificați ambalajul și le fierbeți exact cât scrie pe ambalaj. Verificăm pastele. În interior nu trebuie să se mai vadă punct alb. Atunci pastele sunt gata fierte. Se mai lasă în general maxim un minut peste termenul care este scris pe ambalaj. Dacă le lăsăm exact cum scrie pe ambalaj, pastele vor fi cam al dente. Mergem și strecurăm pastele acum. Mai punem puțin pe foc să se încălzească. Și turnăm pastele fierbinți. Amestecăm. Să intre puțin această grăsime în paste. Timp de 2 minute, nu mai mult. Ce bine miroase. Oprim focul. Retragem de pe foc. În momentul acesta nu mai punem nimic pe foc. Adăugăm acum ouăle bătute cu brânza. Și amestecăm foarte rapid. Ouăle trebuie să rămână lichide. Nu trebuie să se întărească. Se duc imediat la masă. Până când ajungem să le așezăm pe masă, se mai coagulează oul. Mai venim deasupra cu puțin pecorino. Și un strop de piper proaspăt măcinat. Asta este tot. Acestea sunt spaghetele carbonara, rețeta originală, rețeta tradițională italiană, așa cum este înregistrată și certificată. Vă invit să probați această rețetă. Voi mai aduce rețete cu paste, pentru că sunt delicioase. O să vedeți aici sus în colț mai multe rețete cu paste, mai multe rețete italiene. Cât timp mai locuiesc în Italia, o să vă aduc rețetele adevărate, așa cum se gătesc aici în casele italiene. Vă invit să probați rețeta și să reveniți să-mi spuneți cum v-a ieșit și cum vi s-a părut. Este un deliciu absolut. Doamne, cât de bine miroase! Lăsați-mi dedesubt un comentariu să știu că ați trecut prin căsuța mea virtuală. Vă mai așteaptă foarte multe surprize. Doamne, cât ți-aș ia în mânecă! Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit. La revedere!